Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi suntem alături de Tedilia Popovici, coordonator ansamblu folcloric Floricică de la Munte. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația noastră! Bună ziua și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și că aveți grijă să faceți cunoscută activitatea ansamblului nostru. Prima întrebare fiind emisiunea Interviul Săptămânii, am vrea să știm câteva lucruri despre Tedilia Popovici. Cine este, de unde vine și cu ce se ocupă acum? Da, sunt o româncă născută în județul Neamț, în comuna Valea Ursului, o zonă de interferență în ceea ce privește folclorul și etnofolclorul, de interferență între Neamț, Bacău și Vaslui, o zonă care a fost renumită pentru obiceiurile și tradițiile practicate până nu de mult, dar acum, din păcate, care s-au pierdut. Am venit la Piatra Neamț când am început liceul și de aici a început și activitatea artistică în cadrul ansamblului Hora. Asta înseamnă, deci, de prin anii 78, la Floricică de la Munte de prin 81, și din 2000 cu putere de decizie, aș putea spune. De când pasiunea pentru folclor? Din copilărie, cred că majoritatea care vin în acest domeniu au această pasiune dobândită în copilărie. Părinții mei au activat ca învățători la școlile de acolo din comună și vă dați seama, făceau serbări, diverse activități artistice și am îndrăgit activitatea asta. Am chiar de multe ori și atunci, așa mai micuță cum eram, îi dădeam mamei idei cam cum s-ar putea materializa mai bine un joculeț, un cântec. Am avut înclinații de mică în domeniul ăsta. De fapt, mi-am și dorit să le urmez cariera, dar uitați, am ajuns cu tot în altă parte. Cu toate că nu este prea mare diferență, eu lucrez tot cu copii, cu tineri, cu oameni. Ați zis că veniți dintr-o zonă în care este foarte bogată în folclor sau cel puțin era. Da, era. Acum, în zilele noastre, vorbim de 2017, se mai păstrează tradițiile? Mă refer la noi în județ. Da, ce să vă spun, din ce am constatat eu, că activitatea pe care o desfășor mă poartă în mai toate colțurile județului, sunt doar câteva centre, câteva vetre folclorice care au rămas active. Din păcate, în restul localităților chiar nu mai există nimic. Și este foarte păcat, pentru că Neamțul a fost renumit. Dacă ne aducem aminte de marele fotograf care a făcut cunoscut portul și frumusețea plaiului nemțean, Chevalier, o zestre pe care o avem lăsată incomensurabilă, dar nu știu de ce s-au pierdut. Pentru că, făcând o mică paralelă, să zicem, la oamenii din Maramureș care încă se mai duc la sat îmbrăcați în port popular, la biserică, la noi în județ mai întâlnim așa ceva? Am mai auzit. Am auzit la Săvinești, spre exemplu, unde preotul de acolo, paroh Munteanu, părintele Munteanu, a reușit să facă să adune oamenii și să-i convingă să vină în strai popular. Apoi am mai auzit pe la Războieni, mai sunt. Acum, în zilele de sărbătoare, mai vin și la activitățile în centrul satului, în centrul comunii. Sunt oameni. Și să nu uităm că s-a creat pe 24 iunie și ziua internațională a ei și am văzut chiar și în oraș
foarte multă lume care îmbracă ea tradițională. Deci pot să spun că am revenit la tradiții și ce este mai îmbucurător, deci nu tradiția aia de prost gust. Oamenii caută exact lucrurile valoroase, lucrurile frumoase care au rămas în Lada de Zestre. Toți suntem în area de folclor. Cât de mult variază tradițiile, să o luăm de pe Valea Muntelui până jos la ieșirea spre Bacău, cât de mult variază obiceiurile, tradițiile, portul? Da, zona noastră a Neamțului, Ținutul Neamțului, face parte dintr-o zonă etnofolclorică mai mare, Moldova, dar bineînțeles ca orice subzonă are particularitățile ei. Județul Neamț, administrativ cum este el împărțit, are trei zone mari etnofolclorice: Valea Muntelui, Valea Bistriței, Valea Ozanii, partea Târgului Neamț, și Valea Moldovei, a Siretului, zona Roman. Da, diferențele în ceea ce privește portul și obiceiurile nu sunt semnificative pentru cei neavizați veniți din altă zonă sau din altă țară, dar pentru noi, cei care lucrăm în acest domeniu sau pentru cei care locuim aici, sunt diferențe. Spre exemplu, în partea de munte la județului se poartă costumile mult mai sobre, mai închise, mai austere, pe când în partea Romanului, unde este zona de câmpie de șes, costumile împrumută frumusețea câmpului, coloritul este mult mai diversificat, apar culori de verde, galben, roșu, pe când în partea slantă roșu mai închis și negru. În zona Târgului Neamț este o împletire a celor două zone, s-au împrumutat și din partea muntelui și din partea deșes. Obiceiurile sunt cam aceleași și în funcție de anotimpuri, deci nu găsim lucruri care să nu se întâmple și într-o zonă de șes și într-o zonă de munte. Bineînțeles, sunt obiceiurile legate de munca câmpului, care diferă, bineînțeles, și chiar obiceiuri care au dispărut, cum ar fi plutăritul, ce era pe Valea Muntelui și pe Valea Bistriței, mai erau stejele, vestitele steje, unde se albea lâna, păturile, sumanele. În zona de șes nu întâlnim așa ceva. Cojocăritul, aici, în partea muntelui, fabricarea draniței, deci și îndeletnicirile oamenilor s-au adaptat mediului zonei în care trăiesc și a bogăției, ci o au în jur. Deci dacă este o zonă cu pădure, obiceiurile, bineînțeles, sunt legate de lemn. Să spunem câteva cuvinte despre... De prelucrarea lemnului. Să spunem câteva cuvinte despre cântecul de la noi. Cât de valoros este? Este foarte valoros. Avem păstrate în arhivă foarte multe melodii. Noi am avut în Piatra Neamț chiar o orchestră renumită, orchestra profesionistă, orchestra Cernegura, care a creat foarte, deci a preluat din... A cules din popor, și a lăsat foarte multe piese, atât instrumentale cât și vocale. Din păcat, am constatat acum la tinerii soliști, interpreți care pornesc pe acest drum al cântecului popular, nu prea sunt atrași. Încearcă să-și facă piese noi, apelând la diversi dirijori, orchestratori, profesori de muzică, care nu știu exact ce particularități are județul Neamț. Păcat, sunt culegeri de folclor care pot fi studiate și pot fi valorificate. Acum,
cine creează, deci o piesă muzicală nouă, chiar instrumental sau și vocal. De obicei, iau o parte de pe la Suceava, ce-au auzit, mai iau o parte dincolo de Prut, din Republica Moldova, mai fac ceva și spre aici, pe Valea Muntelui, care mai sună Ardeal, și ies așa o compilație care nu e... ceva. Da, păcat. Eu chiar am folosit foarte multe piese muzicale din culegeri. Avem o carte care a fost scrisă de, acum nu mi-amintesc, un mare orchestrator al României, în numele lui dumnealui, a publicat-o la o editură de la Iași, unde un capitol întreg este destinat județului Neamț. Avem un instrumentist celebru, se numește Mihai Botofei, care a lăsat niște bijuterii muzicale. Noi exploatăm în repertoriul ansamblului aceste creații care nu trebuie lăsate la o parte. V-am ridicat problema asta pentru că recent, purtând o discuție cu un interpret de muzică populară, mi-a confirmat, să zicem, că, de exemplu, oameni de scenă consacrați, cum ar fi Sofia Vicoveanca, și nu doar ea, a cules foarte multe melodii de la noi din județ. Și de asta vreau să deschidem subiectul cât de mare este zestrea muzicală a județului Neamț. Da, păi vedeți, dacă altcineva nu le folosește, marii artiști găsesc oportunitatea. Sunt piese foarte frumoase, nu numai Sofia și doamna Mioara Velicu și Margareta Clipa și mulți soliști care au un nume la nivel național au împrumutat de la noi piese din județul Neamț și le-au făcut, nu știu, să ajungă... Celebre, da, îmi venea să spun hituri. Tot mă gândesc în cap că nu vine în numele Domnului. Vom reveni, ce problemă. Da. Haideți să vorbim puțin despre Floricică de la Munte. Cine este ca și ansamblu și de când? Știu că anul ăsta face o vârstă frumoasă. Da. Ansamblu s-a înființat în 1971. Deci anul acesta împlinește 46 de ani, 4 decenii peste jumătate. Am dorit anul trecut să facem așa, fiind o cifră mai rotundă, 45, dar nu, n-am reușit. Probabil acum nici, nu, anul acesta nu o să facem o sărbătoare, dar la 50 de ani cu siguranță vom face. Da, este cel mai longeviv ansamblu din județ și nu numai, poate chiar din Moldova. Este mai vechi chiar și ca ansamblu Ciprian Porumbescu de la Suceava. De-a lungul timpului ansamblu a funcționat sub diverse, cum să spun eu, la Casa de Cultură, la Centrul de Creație. Sub diverse acoperișuri. Sub diverse acoperișuri, cum spuneți noastră, și dar acum funcționează în cadrul Centrului pentru Cultură și Artă Carme Seculare. Ansamblul cu ani în urmă a fost, aș putea zice, profesionist, pentru că toți membrii ansamblului erau salariați. Acum suntem la o formă mixtă. Cei de la orchestră sunt salariați, dar nu în totalitate, dansatorii și soliștii fiind colaboratori. Ansamblu merge înainte, sperăm să ajungem și la 100 de ani. Cred că vom ajunge, că nu văd care ar fi impedimentele. Am atras alături de mine tineri foarte entuziaști, din ce în ce, deci cu generația care vine, mai entuziaști, mai îndrăgostiți de folclor. Și paradoxul, știți care este, că nu sunt tineri care mai au la țară, nici măcar bunicii, sunt născuți în oraș, dar sunt foarte îndrăgostiți de folclor și de pentru că nu au joc văzut și cânt popular. Da.
Nu este ușor să lucrez, pentru că dacă dăm timp în urmă, când eram eu la vârsta lor, noi toți știam să dansăm, pentru că acasă mergeam la horă, mergeam la bal, mergeam și era o rușine să nu știi, mai ales eu, fata învățătorului, vă dați seama. Acum, cine se învețe? Și vin, dar învață, sunt foarte conștiincioși și foarte mândri atunci când sunt îmbrăcați în costum popular. Foarte mândri când mergem în străinătate și reprezentăm România. Eu cred că este un lucru minunat că am reușit să atragem tinerii din nou spre folclor, să-i... Nu mai lăsăm chiar atât în fața calculatorului și alte tentații care nu sunt prea bune pentru ei. Câți membri sunt acum? Acum suntem 45 cu mine, care sunt și coordonator artistic și coordonator administrativ, 46. Și este o cifră fixă sau nu, fluctuează în funcție de problemele care le au, cum vă spuneam, deci angajați sunt numai domnii de la orchestră, sunt, au examene, au teză și atunci mai înlocuim. De obicei, în spectacol cam 10 perechi de dansatori, depinde și de spectacol, depinde și de unde ne deplasăm. 15 la orchestră, 6 soliști. Cam așa. Deci oricum e o formulă destul de mare. Destul de mare, da. În perioada verii, când sunt când este vacanță, se mai mărește ansamblu, pentru că cei care au fost membri ai ansamblu și au plecat la facultate în diverse centre universitare, revin și toată lumea vrea să danseze, toată lumea vrea să intre în spectacol. De aceea am schimbat de vreo 3 ani, cred, și modul de realizare a unui spectacol. Am trecut, acum facem un fel de spectacol tradițional, fiecare, bineînțeles spectacolele mari, fiecare spectacol are o temă care se leagă de o sărbătoare tradițională din acea perioadă. Spre exemplu, acum ce o să urmeze pentru iunie, avem sărbătoarea de Sânzieni. Și noi avem un spectacol, un fel de teatru folcloric, în care este celebrată și prezentată această sărbătoare a Sânzienilor. Am avut și de Drag Bobete. În luna martie a avut loc festivalul Florile Ceahlăului, realizat de Centru pentru Cultură, și noi am avut un recital special, acolo am făcut sfințirea plugului, pentru că venea primăvara, se ieșea la Arat. Anul trecut tot la acest festival, care este destul de renumit la pe plan național, am făcut o logodnă în timpul postului, deci chiar așa, logodna din Cășlegi. Da, ce vreau să zic, că dacă tot ajung la lucrurile astea, ce interesați sunt tinerii când le povestesc din copilăria mea sau ce am citit și eu și ce am văzut de-a lungul anilor despre diferite obiceiuri, cum diferite ritualuri. Chiar sunt foarte, foarte plăcut, surprins și vor și ei intră în acest joc, vor să refacem și să aducem la viață din nou acel obicei. Nu este ușor, știți, în afară de că trebuie să dansezi, trebuie să cânți, trebuie să strângi, trebuie să te îmbraci în costum, acum ai și un rol și mai trebuie să ții minte și un text, care nu este așa ușor, pentru că... Devin și actori. Da, textele nu sunt ușoare, asta spuneam, pentru că conțin foarte multe regionalisme, deci cuvinte folosite exact aici la noi. Sunt multe lucruri care ei nici nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, cășlegi. Când le-am spreuat cășlegi, eu zic că gândeau la lapte bătut, nu știu, la chișleag. Zic, numai cășlegi, e perioada aia postului, când nu se fac. Da. Floricica de la Munte poate să țină un spectacol de câte ore ca coadă?
Păi noi avem în repertoriu 15 suite coregrafice, instrumental avem iarăși, nu știu, mai multe colaje, plus fiecare instrumentist are partea lui de solo. Cred că și aici am putea vreo oră, o oră jumătate de program. Alea 15 suite, dacă le mulțim cu 7 minute cam fiecare suită, plus soliștii care au un repertoriu câte 10-15. Deci un spectacol de 3 ore se poate fără probleme. Și mai mult, dar nu am avut cerință. Un spectacol mai mult de o oră jumătate, maxim 2 ore, nu, ca, după aia vă plictisești. Dar aveți ce prezenta? Da, avem. Într-adevăr, pentru că avem costume din mai multe zone etnofolclorice ale țării, asta datorită că am călătorit mult și atunci este mult diversificat repertoriul. Ați zis de costume populare. Mai avem de unde să cumpărăm costume autentice de la noi din județ, făcute, cum ați zis dumneavoastră, de exemplu, unul cu negru de pe Valea Muntelui, unul cu roșu viu colorat de pe Valea Da, sigur. Chiar și aici și asta am observat că și în domeniul artei populare și a confecționării costumelor lucrurile s-au îndreptat spre bine. Există meșteri în județul nostru care reprezintă județul la diferite târguri naționale sau chiar internaționale, deci nu s-a pierdut acest obicei, confecționarea bundiților de neamț care sunt renumite, bundița de Târpești, care este expusă și la București, la Muzeul Satului, dar și celelalte piese ale costumului sunt foarte bine confecționate la noi în județ. Cea mai mare realizare a dumneavoastră de când sunteți la Floricică de la Munte, care ar fi? Am citit ceva, un lucru care mi-a plăcut. Fac ce știu și știu ce îmi place. Deci eu pot să vă spun că nu am un serviciu. La mine este o pasiune această activitate care o desfășor. Da, dacă mă gândesc așa de-a lungul timpului, au fost foarte multe lucruri care mi-au bucurat sufletul. Dar cel mai important, cred că pentru mine și pentru recunoașterea ansamblului și a activității mele, strict ca și coregraf, este premiul pentru coregrafie luat în 2006 la un festival internațional de la Reims, din Franța, unde au participat 40 de țări. Deci din 40 de țări, da. Dumneavoastră. Floricică de la Munte Floricică și de la Munte a luat premiul pentru cea mai bună coregrafie. Unde vedem Floricică de la Munte acum, în perioada asta? Păi, v-am spus, cred că primul spectacol o să fie în aer liber pe 24, de sunt ziene și Ziua Internațională a ei. Apoi o să avem zilele comunelor din județul Neam și nu numai. Pe 4 iunie suntem la Hemeiuș, la Bacău. Apoi în luna iulie o să avem iarăși un spectacol pentru sărbătoarea de Sfântul Ilie. Sigur o să mai apară și alte cerințe. Mai nou mergem și la de mai mult timp, la petreceri private, la mănunț, adică este plin calendarul, da? Dacă eu ca fotograf mă întreabă cineva că are nevoie de un spectacol, pot da, să cu vă mare recomand, drag, nu? Cu mare drag, sigur. Mergem și vă spun, programul nostru este foarte diversificat, deci pot să-și aleagă ce doresc, avem foarte multe cerințe în partea asta spre Bicaz Chei, Bicaz Ardeal, Lacul Roșu cu dansuri mai mult din Ardeal. Da. Așa, apoi ne pregătim pentru luna august, când o să fie Festivalul Internațional de Folclor Ceahlău,
și noi aveam acolo un recital, în fiecare an am făcut altceva. Anul trecut am avut un spectacol Sperietoarea, i-am spus noi, care ilustra sfârșitul verii, că după data de 6 august știm că e schimbarea la față și vara pleacă, vine toamna și gospodarii își strâng din câmp sperietorile. Un lucru care, bineînțeles, l-am dezvoltat, am creat text și am făcut un spectacol foarte frumos. Am avut și sperietori, nu știu dacă ați văzut anul trecut, am mers cu un spectacol prin toate localitățile unde a avut loc festivalul. Este o, acum fac o paranteză, este o concurență între membrii ansamblului pentru cine primește rol. Rolul principal. Revenind la dumneavoastră, sunteți severe cu ei? Cu membrii ansamblului? Da, da. Câteodată trebuie să fiu severă, pentru că ei sunt foarte tineri, foarte expansivi și foarte exuberanți și, și atunci trebuie să le mai înfrânez elanul, să-i mai temperez. Și bineînțeles că atunci când greșesc, sunt lucruri care se văd în spectacol pe care publicul nu le percepe de fiecare dată, dar eu le văd. Și mai cer, dar să știți că eu simt că mă iubesc așa cum îi iubesc și eu, pe toți. Adică este o ceartă părintească. Da, ei realizează că nu o fac, că aș avea ceva cu un membru în mod personal. Știu că au greșit și asta este și însușesc. Ei, mai sunt scuze din alea, adică nu știu din ce cauză, că așa, dar nu, și nu fac lucrul ăsta, deci niciodată vreau să fiu dreaptă, nu, nu îi învinuiesc cu nimic, iar sunt foarte deschisă în partea aia după spectacol, după activitatea noastră, când mergem toți și facem, bineînțeles, și glumile, sunt niște lucruri care așa, între noi acolo, în cercul nostru. Chiar acum am fost în Turcia, la Bergama, la un festival care e la 81-a ediție și am zis că aș vrea și pentru noi să avem așa o tradiție în județul nostru, foarte frumos. Noi mergem, cel puțin eu, am a șasea oară am mers la festivalul ăsta în Turcia și ne-au organizat într-o seară o întâlnire cu celelalte formații care erau preponderent cu membrii feminini, mai mulți, bărbați, băieți nu prea erau. Au stat, eu au dansat ceva acolo, numai când era muzică românească, folclor românesc, atunci se ridicau doamnele turcoaicile, grecoaicile care erau acolo, dansau, interacționau și cu ei. Dacă începea muzică din țara lor, ei plecau. Și am certat a doua zi, zic, nu-i frumos, trebuia să stați și da, da, dacă știți cum ei se distrează sau fiind și mulți și-au făcut așa un cerc să distrează între ei. Zic, trebuie să fim sociabili și cu celelalte grupuri. Ne apropiem de final. Câteva proiecte viitoare care vă doriți să le puneți în practică, să zicem, acum sunt doar în stadiu de pus pe hârtie și ați dori să le realizați. Da, ce îmi doresc cel mai mult și acum poate așa în viitorul apropiat ar fi să consolidez mai bine orchestra. Avem un dirijor venit de puțin timp între noi, un profesor venit de la Chișinău, care a activat în cadrul Orchestrei Naționale de Folclor de acolo, de la ei, din Moldova, a venit la noi. Este un tânăr foarte muncitor și care își dorește să facă lucruri frumoase, dar asta să consolidez și să fie mai, cât mai mulți instrumentiști. Noi cam avem lipsă de viori, de violoniști. Se simte lucrul acesta. Deci aș vrea, cum să spun eu,
și pentru orchestră, cum este pentru partea asta de dansatori și de soliști, să fie o recunoaștere mai la nivel național. Deci să intre în rândul orchestrelor puternice, da. Marca și nume, mă refer. Da, marca și nume, dar ca să fii mare ca și nume, trebuie să ai oameni valoroși, talentați pe partea lui, pe instrumentul lui, și să ai un dirijor, un orchestrator foarte bun, să ai un repertoriu foarte bun și autentic și un repertoriu care nu-l mai întâlnești la alții, că de obicei se mai ia de la unul la altul. Noi nu, eu chiar sunt foarte strictă. Adică avem foarte multe lucruri frumoase în Județul Neamț, nu avem de ce să ne întindem în altă parte, le valorificăm pe cele de aici. Da, cam asta îmi doresc, ar fi un plan mai, care nu e, din păcate, vine din urmă, așa. E doar pe hârtie. Da, sperăm. Avem o foarte bună colaborare cu managerul Centrului pentru Cultură, cu doamna Anastase. Suntem ansamblu etalon al județului, deci Consiliul Județean ne sprijină în acțiunile noastre. Sunt ceva bănuți, ne trebuiesc costume, ne trebuiește transport, ne trebuiesc încălțări. Da. O ultimă întrebare. Un dansator care merge mai aproape toate spectacolele ale ansamblului, câte perechi de papuși rupe într-un an? Păi o pereche de cizme sau o pereche de pantofi nu ține de la un an la altul. Se dansează? Se dansează, da. Se dansează intens. Sunt foarte mândră de ei și nu o spun, că spun să mă audă. Le-am spus oșilor, pentru că sunt foarte, foarte buni și copii buni care învață și bine și la școală și foarte receptivi aici la ceea ce trebuie făcut la ansamblu. Sunt mândră pentru că din dansatorii care au fost la ansamblu au ajuns instructori în centru universitar la Iași, deci au formațiile lor. Deci multe realizări. Da, mi se umple inima așa când îmi dau telefon și îmi spun, știți, am fost și uitați, am primit amblauze. Îmi cer părerea în ceea ce privește muzica, în ceea ce privește coreografia, dansurile. Da, sunt sigură că Floricica de la Munte o să dăinuiască mult timp de acum încolo. Un mesaj de încheiere pentru cei care ne privesc și nu sunt doar de la noi din județ, că pe Facebook ne văd din toată țara. Mulțumim publicului, pentru că dacă n-ar fi aplauzile publicului în fața scenei când dăm spectacol, noi nu am ști că ceea ce realizăm este frumos, este pe placul lor. Publicul neamțean este pentru noi cel mai aproape și pentru cei de acasă suntem dornici să îi mulțumim, să îi recompensăm că sunt alături de noi la fiecare activitate. Și așteptăm la toate spectacolele noastre, pentru că niciodată nu va fi același, tot timpul o să aibă o surpriză, o să fie ceva nou. Noi mulțumim, doamne Dedilea Popovici, pentru prezența în emisiune și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt interviu al săptămânii.